Înapoi la argument, este astăzi, împreună cu o carte admirabilă, se cheamă În intimitatea secolului XIX, autoarea este Ioana Pârvulescu, se află lângă mine. Bună! Despre cartea asta, dacă încep să vorbesc, ar fi să înșir numai laude. Înainte de emisiune am spus, echipa, atenție la mine, aceasta este o carte care trebuie neapărat citită. Îți mulțumesc pentru ce ai spus înainte. Este o carte absolut admirabilă. Este admirabilă prin conținutul ei, este admirabilă prin felul în care este scrisă. Ești o mare scriitoare, Ioana. Este admirabilă prin capacitatea ta de a intra înăuntrul unor oameni care au murit de mult. Capitolul al 18-lea se numește Acești oameni minunați și viețile lor trecătoare. Horia, dă-mi voie să te întrerup, iartă-mă. Să-ți spun că, în mod normal, n-aș suporta asemenea laude, pentru că e foarte greu să suport să fii lăudat, dar de data aceasta te las să mă lauzi, pentru că e vorba de lauda adusă acelor oameni din carte, acestor oameni de care spui. Ajungem imediat și mai vreau să rămân puțin la tine. Este o carte admirabil scrisă, admirabil construită, admirabil trăită. Și în felul ăsta ajungem la acei oameni minunați și viețile lor trecătoare. Despre secolul al XIX-lea, eu am primit idei negative. Oamenii pe care eu i-am admirat au vehiculat un pontif lansat de Léon Daudet, le stupid 19e siècle, secolul stupid. Monterland citează lucrul ăsta și la probă, Malraux o face și la probă și alții de care nu mi-amintesc acum. Claudel, în mod sigur, a citat această vorbă faimoasă. Deci, eram convins că secolul XIX este un secol stupid. În plus, în momentul în care Flaubert o spune în nenumărate scrisori și a construit un roman, cea mai semnificativă lucrare literară cu portanță filozofică din secolul al XIX este Bouvard și Pécuchet, un tratat despre prostia modernă, științifică. Deci, credeam că este stupid. Ei bine, mi-ai schimbat complet percepția asupra secolului al XIX-lea. Într-un fel, în eseul lui, cam exaltat despre personajele lui Caragiale, Steinhardt indica spre faptul că acolo era ceva pentru care parcă nu mai avem simțurile și inteligența necesare ca să înțelegem. Paleologul o făcuse când făcuse elogiul acelei a doua jumătăți a secolului al XIX-lea românesc, care fusese ceva extraordinar. Exact cea de care mă ocup de eu care în carte. Ocup tu. Și Ioana, vreau să te îndrept abrupt. Care este miza cărții tale? O să-l citez tot pe Caragiale. Pentru că m-am gândit și eu, în fond, care e miza acestei cărți? Simpla prezentare a vieții cotidiene? Cineva m-ar putea întreba cum, ce importanță are dacă erau nori pe cer sau dacă... Luna, capitolul cu luna. Da, dacă luna strălucea la fel ca acum sau altfel. Deci ce importanță au aceste lucruri trecătoare? De ce nu mă ocup eu de lucruri mai serioase, cum ar fi marile evenimente istorice și așa mai departe? Ori Caragiale are un fel de parabolă, să-i spun, pe care nu știu dacă ți-o amintești, dar am să ți-o spun acum. El spune așa, între o piramidă și o insectă care trăiește o zi la baza piramidei, care este deosebirea esențială? Și se întreabă Caragiale, mă rog frumos, cum spune el, care este, mă rog frumos, deosebirea? Durata, înălțimea, dimensiunile, rezistența? Nu, niciuna dintre acestea. Singura deosebire este că insecta e vie. Ori acestei vieți vii, am încercat eu să-i fac o mică piramidă de hârtie, care este această carte. Mi se pare că uităm acest lucru, că întotdeauna, oricât de efemer ar fi acest curs al vieții, el are importanța lui. Și tot Caragiale spunea că tot ocupându-ne de lucrurile mari și uitându-le pe acelea mici, pe acelea cotidiene care le-au generat, nu mai înțelegem nimic din ce s-a întâmplat, ci judecăm cu ochelarii noștri de cal, cu prejudecățile noastre, ai citat chiar tu una la început, cea lansată de Léon Daudet,
De altfel, în interbelic era de bon ton să spui despre secolul XIX că e stupid, că e prostesc, că e prostesc, pentru că era un soi de revoltă împotriva traiului tihnit burghez, care era atunci la modă. Era la modă să suferi, să ai drame. Deci se considera că oamenii interesanți sunt numai aceia care suferă intens, care trăiesc gelozii puternice, amoruri dezlănțuite, pe când o familie burgheză liniștită e ceva absolut stupid, nu? Care de altfel, mă grăbesc să adaug, nu ducea o viață atât de tihnită, nici pomenală. Ei se sacrificau, luptau pentru tot felul de idealuri, dimpotrivă își puneau totul, averea, sănătatea, familia, și o puneau în joc ca să facă lucruri frumoase și bune în care credeau. Asta cred că e diferența esențială. Credeau că se pot face lucruri bune și frumoase. Dar chiar au făcut. Îmi amintesc o scrisoare, cred că din ultimul lui an de viață, al lui Vasile Alexandri, către Gogălnicianu, în care îi spune, așa, îmi amintesc ideea, nu cuvintele, deși există o porțiune pe care o să o citesc exact, în care îi spune: dacă ne uităm la tinerețele noastre și comparăm cu situația noastră de acum, ne dăm seama că putem striga liniștiți: evohe, coane, mișule, am izbândit. Deci cineva care a trăit suficient de mult, cum a fost fericitul Alexandri, putea să remarce că opera vieții lor fusese împlinită. Deci au luptat și au cheltuit energia. Au trăit în exil, au făcut mulți dintre ei închisoare. Au avut o viață extraordinar de rocambolescă. Așa este. Așa că în privința pasiunilor tari, cred că cei din secolul 20 care le imputeau placiditatea, da, se înșelau. Da, și eu cred că era o judecată plină de prejudecăți, cum sunt și astăzi unele. Și e dorința fiecărei generații de a fi mai brează decât cele precedente și de a se distinge de generațiile precedente. Societatea românească în secolul al XIX-lea, a doua jumătate, era o lume mai frumoasă decât cea în care trăim, orba? După ce am pătruns foarte tare în acest secol, prin intermediul scrisorilor, al jurnalelor, al ziarelor, foarte mult m-au ajutat ziarele, gazetele acestea pe care le citeau și ei, eu îndrăznesc să spun că da. Și chiar mă deranjează când sunt oameni care își închipuie că spun asta idealizând o epocă. Eu cred că ideea că alții nu sunt în stare să fie mai buni decât tine este ideea unui om care gândește destul de urât. Ei bine, fără să ezit, spun că acei oameni erau mai breji decât noi și făceau mai mult bine. Aveau în primul rând, și asta e meritul epocii, aveau încredere în bine, aveau încredere în progres. Progresul era pentru ei divinitatea. Și lumea era mai frumoasă și din alt motiv. Exista un fel de generală educație și spun asta gândindu-mă la toate nivelurile, deci nu numai la aristocrație sau la toate tipurile de oameni. Exista deci un mod mai pozitiv, dacă îmi permiți acest superlativ, de a privi ceea ce urmează să se întâmple, de a pregăti viitorul și de a-ți privi propriile nenorociri. N-am întâlnit în niciuna din aceste scrisori o tânguire și o văicăreală mohorâtă, neplăcută, vai ce rău merge, ce răi sunt toți ceilalți. Dimpotrivă, treceau prin lucruri dure și le repovesteau cu un umor, cu o detașare, având grijă, aici era o chestiune de a înțelege ce înseamnă ce-i faci celuilalt. Nu îl încarci cu toate necazurile tale, ci îi povestești într-un mod foarte agreabil, în care și tu și el râdeți de ce ți s-a întâmplat ție. Prin asta, bineînțeles că lucrurile deveneau mult mai suportabile, da, da.
Da, asta e o formă de politețe sufletească. Exact, asta am vrut să spun, ai înțeles foarte bine. E un soi de politețe sufletească care înseamnă să te pui întotdeauna în locul altuia. Și ei știau să facă acest lucru. Adică numai indiscreții făceau lucruri care să-l pună pe celălalt în situația de a se simți prost. Și acești indiscreți, deci indiscreția în sensul acesta larg al cuvântului, adică un om care nu știe să se poarte, nu știe să se poarte în așa fel încât celălalt să se simtă bine, indiscreția era deci un fel de blam maxim care îi se putea da unei persoane. Un indiscret era de evitat. O știm fiecare pe pielea noastră. Exact, exact. Știi ce m-a frapat? Contemplând medalioanele pe care le-ai dedicat făluritelor personalități din secolul al XIX-lea. Ținuta. Ioana, sentimentul meu este că oamenii ăștia aveau ținută. Nu se văicăreau, ca să reiau exemplul tău, pentru că aveau ținută. Da, vorbești, bineînțeles, de ținută sufletească, ținută morală, sigur, de ținută etică. Da. Chiar și atunci când formele în care trăirea lor intrau, ni se par puțin cam învechite sau melodramatice. Melodramatice, învechite nu, pentru că trăiau cam tot ce trăim noi, dar așa. Și atunci vedeam acest lucru. Ținuta. Da, da. Ori ținuta presupune întotdeauna publicul, pe de-o parte, faptul că există o instanță care te vede, chiar și când te ascunzi, și presupune capacitatea ta de a te distanța de pasiunile, suferințele, frământările tale. Nu te identifici ca prostul cu ele, da, ci ai o distanță ca să dovedești că ești mai bun decât ele. Da. Tu ești deasupra lor chiar și când ești sub ele. Și știi ce se mai întâmpla? Nu aveau un ego atât de dezvoltat ca cel de astăzi și care a fost exhibat în secolul al XX-lea, de fapt, atât de puternic. Deci nu erau ei buricul pământului. În momentul în care li se întâmpla ceva rău, bun, mi s-a întâmplat un lucru rău, nu e sfârșitul lumii cu asta, li s-a întâmplat și altora mai importanți decât mine, oameni mai talentați, mai deștepți, au trecut și ei prin așa ceva. Mi se întâmplă și mie, trec peste asta și mă uit ce, de asta, pentru că erau orientați către viitor. Deci îi interesa foarte mult să meargă spre lucruri din ce în ce mai bine organizate, mai bine puse la punct în toate privințele, de la orașul în care trăiau până la familie, până la copii, da, toți aveau grijă ce le lasă moștenire copiilor. Deci se gândeau clar la asta, în ce lume vor trăi copiilor și sperau că într-una mai bună. Ai folosit o expresie, erau orientați spre bine. Al doilea lucru care m-a frapat este acesta, că binele public avea sens pentru ei. Nu era un lucru despre care să țină cineva discursuri, nu, și lumea să asculte, să zică da, da, binele public există, ar trebui să ne preocupăm de el. Așa e acum. Da. Pe vremea binele public era constitutiv, nu știu cum, educației lor, felului în care ei erau persoane publice. Erau persoane publice pentru că trebuiau să făptuiască binele public și nu altfel. Clar că se orientau încă din anii de formare spre așa ceva. Astăzi, jumătate din tinerii care se formează sunt în formare și pun problema, plec în străinătate, pentru că în țara asta tot n-am nimic de făcut. Și înțeleg, adică e de înțeles. Ei erau invers, plecau în străinătate și tot timpul în anii de studiu se gândeau ce vor face când se întorc în țară și ce lipsește în țară. Deci învățau cât puteau ei acolo, chiar dacă duceau o tinerețe zvăpăiată, foarte zvăpăiată, da, și mulți dintre ei, Iacob Negruții, nu, are un jurnal în care își povestește toate aventurile, dueluri, aventuri amoroase, închisoare din cauza scandalurilor studențești și totuși, deși era un tip de genul acesta, deci nu ce am numit un tocilar, deci își trăia viața, cu toate astea, în jurnal,
spune, am 20 de ani și n-am făcut încă nimic pentru omenire. Ceva extraordinar. Așa, și pe urmă se și gândea ce lipsește la universitățile bucureștene, cerea informații celor din țară ca să știe ce cursuri trebuie el să facă ca să umple un loc gol. Timpul curgea altfel, maturizarea lor era mai rapidă, zic eu, și la 20-30 de ani te puteai baza pe ei categoric ca pe niște oameni cu scaun la cap, care trecuseră de zăpăcelile juvenile și aveai toată încrederea că poți să te bazezi pe ei și chiar o dovedeau. Sunt câteva exemple în cartea ta. Carol Davila, bună oară, care nu e român, da, dar care este unul dintre eminenții patrioți români. Absolut. Pe care i-a avut țara asta. Și ca și Carol I, nu, e dincolo de cuvinte ce simt eu ca român față de ei, da, care nu da. Erau români. Sau Pache Protopopescu, mort la 48 de ani. Carol Davila, Pache Protopopescu, oameni de o temeinicie, de o dăruire față de binele public, uluitoare. Uluitoare. Nu înțeleg. Tipul lor de viață, astăzi, noi îl calificăm în termen de sfințenie. Aproape că da, deși nu erau sfinți deloc, așa, nu. Încă o dată, la nivel... Potrivit bisericii sau sfințenii... Da, canonice. Canonice, sigur că nu erau sfinți. Dar ei erau sfinți potrivit canonului Republicii, adică al binelui public. Așa este, da. Așa este și Pache Protopopescu are o dare de seamă. N-am adus aici decât prima pagină, darea de seamă a administrației Comunei București, pe care aș ține-o la dispoziția oricărui primar al capitalei de astăzi, al oricărui sector sau al primarului general. Îi invităm foarte mult. Eu le-o dau. O ținem aici la dispoziția lor să se vadă cât de serios și de transparent erau făcute lucrurile. Absolut incredibil. Deci într-o carte groasă, n-am adus-o pe toată, în care vorbește el despre anul 1890 și citez absolut la întâmplare. Străzi canalizate, 157. Lungimea canalelor executate, 65.528 de metri. Lungimea tuburilor așezate, cât este? Numărul caselor din oraș, 17.313. Avea niște comisii extraordinare pentru fiecare lucru care trebuia făcut în București. Erau 24 de comisii compuse din oameni unu și unu și se ocupau... Sunt oameni care au făcut istorie. Iată, întâmplător. O comisie compusă din Vintilă Rosetti, Răceanu și Brătescu, care studia chestiunea relativă la închiderea prăvăliilor în zilele de duminică. E bine, nu e bine, câte să fie închise? Deci se ocupau de toate aceste detalii, aparent fără importanță, dar trebuie să-ți spun că nimic nu era fără importanță în secolul al XIX-lea. Ei gândeau, asta, senzația mea e că gândeau mai mult decât noi. Și mai cu bun simț, gândeau fiecare lucru, fiecare articulație a vieții, o gândeau cu prospețimea gândului prim, pentru că noi nu mai le gândim, ni se par toate că vin de la sine. Ei bine, ei le gândeau și le discutau așa până în cele mai mici amănunte și din cauza asta, sigur că lucrurile arătau altfel. Acum, sigur că am dat în carte nenumărate exemple și de felul în care trăiau ei aceste lucruri, care nu este cel pe care îl trăim noi prin comparație. Deci, sigur că eu când mă uit ce se întâmplă aici și cât de încet merg lucrurile și de cu hârtoape și compar asta cu secolul al XIX-lea, lucrurile se văd mult mai bine decât le vedeau ei în momentul în care le trăiau. De pildă, cea Rosetti se plângea de acei oameni care vin și te bat la cap și nu te lasă să lucrezi. Cu vorbăreții. Da, cu vorbăreții care
nu te lasă să lucrezi numai fiindcă nu lucrează ei, își închipuie că nu trebuie să te lase nici pe tine. Și, deci ei se loveau tot timpul de aceleași lucruri ca noi, dar am găsit le depășeau. Își propune să încuie ușa, spui tu, da, să nu primească pe nimeni, să se izoleze, dar vorbăreții sunt ca apa, pătrund oriunde. Absolut, nu scăpa de ei deloc, îi țineau de vorbă și îl deranjau foarte tare. El însuși era, deseori, el e un patriot absolut, nu? Da, da, categoric. E un exemplu de patriot fără fisură, da, fără naționalism, derapaje șovine, sau mă înșel? Nu te înșel deloc. Era un personaj la antipodul celui pe care eu l-am păstrat din scrisoarea lui Eminescu. Da, noi, din păcate, l-am perceput prin intermediul Junimii. Junimea, gruparea de la Junimea fiind conservatoare, îl blama pe liberalul Rossetti, atrag atenția, roșul, dar liberalismul lui era, cum spune și Caragiale, unul utopic, unul de bună esență, și spune Caragiale, din sânul lui a ieșit hidra colectivistă, adică ceea ce va deveni mai târziu comunismul. Însă cea Rossetti nu merita această imagine caricaturală pe care i-a lăsat-o întreaga Junime, aș spune, nu numai Eminescu, în scrisoarea 3, când vorbește de bulbucații ochi de broască. De altfel, am să vi-l arăt pe... Nu era deloc așa, nu? Pe Rossetti. Că eu știu bine pe Rossetti pentru că mă cățăram pe el în piața Rossetti. E o statuie faimoasă, da, o știu, pe care noi ne cățăram. Eu m-am născut pe strada Caimatei. Acesta este, da, Rossetti. Seamănă cu Bălcescu. Sigur că nu. În tinerețe. Deci nu era chiar atât de urât. El se socotea urât. Dar Eminescu l-a caricaturizat cu discursurile. I-am pus mâna pe barbă, pe obraj. Da, nu era. Era statuia o cunosc bine. Mă și mir că a scăpat statuia lui Rossetti. A fost una din statuile care au trecut prin istorie. Rossetti poate că aflaseră comuniștii că fusese exact, roșul. Exact, exact. De asta, dar nu avea nicio... Când a rezistat Lahovari? N-avea nicio legătură cu comunismul așa cum l-am trăit noi, că... niciun fel. Lahovari e o minune că a rezistat. Probabil că nu i-au dat mare importanță. Ai un capitol care se cheamă Ei, un capitol care se cheamă Ele. Ce citesc, ce și cum. E un superb portret al bărbatului în secolul al XIX-lea, din care aș vrea să citesc un fragment. Sufletul acestor domni se ascunde sub pălărie. Gândurile lor au lavalieră sau papion, ținuta. Sentimentele lor poartă mănuși de piele, mândria lor bărbătească se sprijină în baston. Viața lor în uniformă, frac sau jiletcă are sens, fir și ideal. Sunt visători și optimiști în tinerețe, gravi și energici la maturitate și încă optimiști și visători la bătrânețe. Inspiră forță la toate vârstele. Chiar melancolia lor e viguroasă. Când, după un dejun sau o cină de gală, bărbații se retrag în fumoar, să discute politică și să facă glume care nu sunt pentru urechile doamnelor, camera se negrește de la costumele sau fracurile lor grupate. Demixtarea de după dejun, la fel ca istoria mare, care aparține numai bărbaților, e o chestiune de nuanță. Imaginea bărbatului pe scena timpului este aceea de om-orchestră. Oamenii ăștia făceau de toate. Da. Era ceva uluitor. Ai un capitol, un paragraf remarcabil despre cât de multe știa un bărbat de pe vremea aia despre lucruri pur feminine, despre alăptat, despre naștere. Da, da, unul dintre ei chiar o asistă pe soția lui la naștere. Maiorescu își ține soția de mână când naște. Dar unul chiar... Cea Rossetti este moașă, da, pentru că doctorul întârzia. Da, da. Câte puteau să știe. Da. Povestești remarcabil de pasionant cum Carol Davila, ca să-și țină promisiunea, a înfruntat diluviul apelor, starea proastă a drumurilor, mersul prost al poștalioanelor și a ajuns, când a promis, la viitoarea lui soție, pe care o am de altfel aici, Ana Davila, o femeie foarte frumoasă, și la fel de remarcabilă ca toate femeile din secolul al XIX-lea, pentru că și ele erau absolut niște personaje formidabile. Nu exista această dușmănie
falsă, de altfel, între... Mania genurilor, da, sexelor. Da, da, nu, nu își băteau capul, deși exista feminismul, dar în forme foarte plăcute, în forme soft, în forme... Era feminismul liberal. Da, de civic. Solidaritate feminină, care trebuie să existe, ca și cea masculină, dar nu, nu excesiv și nu transformând totul într-un fel de război. Timpul, felul în care se scurgea timpul sau raportul lor față de temporalitate, mă impresionează foarte mult asta, pentru că eu, om al secolului 20 și 21, simt cum îmi scapă viața printre degete din cauza faptului că trăiesc după agendă, sunt ziua când începe, știu că este ca o vâltoare și nu mă mai dezmeticesc decât când adorm, când încerc să reconstitui în minte ce am făcut în ziua de asta și ai văd de că făcut a doua zi. Deși am făcut foarte multe, sunt ca duse toate. Da. E ceva îngrozitor. Ce secret aveau ei? Pentru că ei făceau foarte multe. Da. Dacă te uiți la ce realiza un om în secolul al XIX-lea, te uiți în bibliotecă ediția Glockner Hegel. Pe omul ăsta care a murit tânăr, a murit la 50 și ceva de ani, în 1832, a făcut enorm. Enorm. Să mi se arate cine mai face astăzi cât a făcut el în 50 de ani. Da. Da, da, asta m-a uimit și pe mine. N-aș putea spune că am o explicație. Sigur că ar fi simplu. Aveam un secret, Ioana. De spus. Secretul care să fi fost? Cred că nu își pierdeau timpul cu lucruri inutile, cu multe lucruri inutile. Știau să-și facă și bucurii. Aveau tihnă. Nu pot să spun că neglijau tihnă. Nu neglijau să fie politicoși unii cu alții. Nu erau prea grăbiți niciodată. Deși, cum spui, m-au uimit și pe mine ce plină era ziua lor. Totuși, stăteau la dejunuri, adică în fiecare zi sau în fiecare zi, dar în orice caz în fiecare seară, se întâlneau mai mult sau măcar familia, stăteau tihniți de vorbă. Cred că își ofereau o alternanță mai bună între momentele de tihnă și cele de activitate. De activitate intensă. Aveau timp să scrie lungi scrisori. Eu am și o ipoteză suplimentară. Aceea că ei trăiau într-o adevărată societate. O adevărată societate este societatea în care există un soi de diviziune a sarcinilor și dacă cineva nu își îndeplinește bine sarcina pe care o are, ceilalți trebuie să o preia în detrimentul lor înșile. Uh-huh. Or, noi nu mai trăim într-o societate. Noi trebuie să facem foarte multe lucruri pe care alții ar trebui să le facă. Dacă toți și-ar face treaba acolo unde sunt ei puși să-și o facă, atunci ne-am putea baza, ar fi o solidaritate din care ar rezulta un alt raport cu timpul. S-ar putea să ai dreptate. Oricum, e limpede că aveau timp pentru de toate. Când am citit scrisorile lui Maiorescu, de pildă, cu descrierea în detaliu a unui obiect de mobilier pe care îl cere lui Duiliu Zanfirescu să-l aducă din Italia, avea timp extraordinar să se ocupe de toate detaliile casei. Alexandria aducea soției lui diverse obiecte de îmbrăcăminte. M-a impresionat, de pildă, un detaliu, nu l-am dat în carte. Paulina Alexandrii avea botine numărul 37. Întâmplător port și eu același număr la botine. Și mă gândeam, iată, un lucru care mi-o face vie. Deși și despre ea erau numai prejudecăți în ce am învățat noi, ba cei mai mulți nici nu știau că Alexandria a avut o soție, el părea un veșnic tânăr și ferice, îndrăgostit, și nici eu, până n-am citit multe lucruri, nu mi-era clar ce e cu această Paulina. Era considerată așa de sus, un fel de aproape o servitoare a lui Alexandrii. Și totuși, iată că el îi cumpăra botine și scria despre ele și aveau timp, cum spui, pentru că lucrurile mergeau poate mai firesc. Ar fi ciudat să spun tocmai acum că se uitau mai puțin la televizor. Nu s-ar fi mirat dacă ar fi știut că noi vom avea televizor. Progresul tehnic, aveau așa o încredere în el, încât în orice caz aveau intuiția
celor mai multe din aparatele tehnice pe care le folosim noi astăzi. Și am găsit asemenea urme și în ziarele vremii și în scrisuri. Ai o pagină cu Röntgen. Deci am adus această pagină din Amicul Tinerimii. Amicul Tinerimii. Amicul Tinerimii era o revistă din anii 90. Și în care se vede o mână fotografiată, se vede mâna Röntgen, fotografiată, inelul cum rămâne și imaginea lui Röntgen. Și m-am uitat pe internet, am căutat să văd ce mai scrie acolo despre Röntgen. Când deschid internetul, dau exact peste aceste imagini, dar exact singura fotografie a lui Röntgen și aceste mâini. Deci un tânăr din ziua de astăzi care caută Röntgen pe internet și un tânăr amic care citea Amicul Tinerimii. Așa, care citea Amicul Tinerimii. Absolut același lucru. Cu diferența că atunci, și asta m-a uimit, m-a umplut de entuziasm, totul era explicat pas cu pas, toate detaliile tehnice, și oamenii din curiozitate le citeau și le înțelegeau mecanismul. Deci nu-i mira nimic. Legat de timp, în capitolul superb pe care l-ai dedicat intimității, acest cear Rosetti care m-a cucerit, relatează cum a primit în data de, în iarna lui 1871 pe 5 decembrie, o scrisoare de la soția lui. M-am așezat la masă și tocmai îmi rulam țigara când, la 9 și un sfert, a venit scrisoarea de la tine. Mi-am așezat-o în față și am continuat să-mi fac țigara privind adresa, timbrul, scrisul tău de pe plic. Mi-am turnat ceaiul, am gustat din el, mi-am aprins țigara. Am deschis scrisoarea, am citit, am plâns, am băut o gură de ceai, am fumat, am citit, am plâns. M-am gândit apoi la toate câte mi le spui, făcându-mi a doua țigară, umplându-mi a doua ceașcă și iată că s-a făcut 9 și 43 de minute. Iar tu spui, o jumătate de oră bună în care cei doi sunt unul lângă altul. Da, da. Și pe urmă închipuieți că am mai și scris toate astea, deci am mai trecut încă un sfert de oră în care tot așa a fost unul, au fost unul lângă altul. Da, știau să-și savureze aceste mici bucurii pe care noi le-am pierdut aproape cu totul. E limpede că trăim în cu totul alt secol decât secolul al XIX-lea. Erau așezați în firea lor. Noi nu mai avem o fire. Noi avem un dinamism, așa, un fel de... Da. Cred că lucrul cel mai grav care ni s-a întâmplat acum este un soi de robotizare a noastră a tuturor. O robotizare care, din păcate, merge mai ales la idei. Și astea mă sperie pe mine și în sensul ăsta cred că avem cu toții de câștigat dacă ne uităm în urmă la oamenii secolului al XIX-lea, pentru că ei refuzau să adopte niște idei fără să le gândească totuși. Era și o mare masă de oameni care nu gândeau atât de limpede, nu cei ironizați de Minescu, de pildă, ai noștri tineri la Paris învață, dar și aceia nu... Eu n-am întâlnit mode din astea de... mode ideologice, să spun. Nu-i lovise încă patima ideologiei. Da, nu-i lovise și în niciun caz nu-i lovise atât de tare. Chiar dacă mai era pe aici, pe acolo, de pildă ideile nu socialiste sau nu erau chiar atât de... nimic nu era luat foarte, foarte în tragic. Și aveau foarte, foarte mult umor. Și meditam așa, gândindu-mă și la acea afirmație celebră a lui Caragiale, în care spune, începe o altă istorie, mai tristă decât cea pe care am trăit-o noi. Noi am râs urmașii noștri vor avea de ce să plângă, noi am râs destul. Da. Ei, am impresia că din când în când sunt perioade istorice în care oamenii uită să râdă. Ceea ce îi pierde complet. Noi, adică. Noi, mă tem că în secolul 21, așa cum a început el și iată câte lucruri se întâmplă, numai lucruri ultra serioase, numai lucruri care duc la violență extremă, numai lucruri... Și nu mai e timp de râs, adică oamenii nu mai... Când te ascult spunând, îmi dau seama că noi avem numai extremele.
seriozitatea asta extremă a politologului care ne vorbește de evenimente, ne somează să fim serioși, și la celălalt capăt este distracția tâmpă, da, de tip Chao Darwin, exact, și între, adică lotul omului normal, cu, da, simț al umorului, da, cu detașare, există, cu autoironie, din fericire mai există, dar, dar nu e reprezentat public, exact, am impresia. Exact, sau nu e statistic vorbind, e într-un procent îngrijorător de scăzut. Da. Că vorbești de statistică, Ioana. Zilele trecute, săptămâna trecută, a făcut vâlvă acest barometru de cultură, să-i spunem așa, în care vedem că scriitori din canonul central al educației, de liceu, de școală, sunt prezenți în conștiința publică cu un procent foarte scăzut. Blaga e la 2%, în marja de eroare a sondajului. Eminescu e aproape de 30%. Cu ce însă Eminescu? Caragiale este cu 2%, o situație pe care nu pot să o crezi. Mă surprinde, da. Da. Și vreau să te întreb, să facem... Dar, de fapt, nu mă surprinde, pentru că am corectat la examenul de la facultate, de la admitere, facultate. Da, la admitere, și unde s-a dat proza lui Caragiale și aproape jumătate din candidați au confundat proza cu dramaturgia și au scris despre o scrisoare pierdută. Deci, asta nu știau nu nici gândesc. Măcar domnul Goe sau lucrurile astea cele mai obișnuite. Dar dacă s-ar fi făcut atunci un barometru de cultură, în epoca pe care ai studiat-o, cum ar fi arătat rezultatele? Destul de amestecat și atunci. Nu pot să spun că lucrurile erau statistic foarte bune, dar ce este sigur este că citeau cu plăcere. Femeile citeau foarte mult, era una dintre distracțiile lor, în sensul bun al cuvântului, dintre distracțiile principale. Iar bărbații, mă rog, acum discutăm fie de oameni de cultură care aveau biblioteci exact ca cea de aici, cu cărți învelite, cu cărți legate, pardon, cu cărți legate în piele, cu mari autori, începând din antichitate și până la zilele lor, dar și amestecat cu romane la modă, cu romanțuri. Însă existau și analfabeți destui, învățământul făcea progrese destul de lent, dar făcea progrese și deci statistic n-ar arăta foarte bine lucrurile, dacă tot ai pomenit de asta, dar oricum aveau și ei autorii lor favoriți, învățau cel puțin în clasele sociale superioare, învățau mult mai bine decât ne-am putea imagina, o limbă străină sau două. Deci nu sunt deloc rare cazurile când știau perfect franceză și destul de bine germană, sau cazul lui Maiorescu, dar sigur el e un vârf. Care știa perfect nemțește și perfect, franțuzește. Da, scrisorile lui în germană sunt delicioase, sunt pline de jocuri, de cuvinte. El își permitea deci să facă glume pe care unii n-ar fi în stare nici în română să le facă, în germană. Și franceză știa perfect, cu Carol I vorbeam franceză, de pildă. Care a fost cel mai atașant personaj pe care l-ai întâlnit? Pentru mine... Aș spune că doi din această carte, și anume, deci dintre bărbați, Maiorescu și Rossetti, care e un personaj paradoxal, dar atât de plin de viață, pentru că de la viață pornisem, încât nu poate să nu te cucerească, și dintre doamne, mi-a plăcut foarte mult mama lui Carol Davila, dacă mama lui a fost, Contesa Dagu, și Zinca Golescu, deși ea nu apare decât într-un mic... Zoe, nu? Da, Zoe. Da. Zoe. Ce femeie extraordinară. Da, da, extraordinară. Bun, și Ana Davila, deși a avut o viață scurtă și a... Ana Davila a fost omorâtă de un malpraxis, nu?
În loc să îi se dea chinină, îi s-a strignină. Strignină, pentru că probabil bănuiesc că cele două substanțe erau puse alături. Vai ce fioros! Da, da, fiind, dacă nu mă înșel, doi alcaloizi care au fost descoperiți nu mult unul după altul, probabil că erau borcănașele alături și, într-adevăr, ea a murit în felul acesta absolut neașteptat și îngrozitor. Da. Ceea ce l-a făcut pe Davila, care oricum făcuse... Da, și pe Davila am uitat să-l spun ca... Ce personaj! Ca personaj dintre cele mai atașante din câte am întâlnit, da. Poate că el ar trebui să aibă totuși locul întâi. Mie Carol Davila mi-a plăcut enorm. Cea Rosetti a fost pentru mine o revelație. Titu Maiorescu s-a consolidat în portretul pe care l-avea, cu o nuanță de umanitate pe care ai știut să-i o restitui. Avea foarte multă umanitate. Da, ce personaj. Și ea rezultă mai mult din scrisori decât din jurnal. Jurnalul e mai uscat și cei care i-au citit doar jurnalul, nu și scrisorile... Cazul meu. Sigur că n-au percepția asta foarte bună, dar el era un om plin de viață și plin de calități și în orice caz avea o statură remarcabilă și era potrivit pentru tot ce a urmat, adică pentru ideile bune ale secolului următor. Da. Și Carol I, un personaj pe care oriunde îl întâlnesc, îmi scot mental pălăria în fața lui. Noi fiind din generația care a crescut în școală fără să învețe nimic despre Carol I, deci un personaj șters cu totul din memoria noastră și care s-a dedicat trup și suflet și nu i-a fost ușor deloc, pentru că tocmai arăt ce a descoperit aici în țară și cu toate necazurile cu care de care s-a izbit, dar care a fost un om formidabil, împreună cu toată familia regală, pentru că există această prejudecată foarte supărătoare că regii n-au vrut decât să se îmbogățească și să exploateze resursele. Și era exact dimpotrivă. Sărmanii de dimineață până seara se dedicau unor lucruri publice, nu aveau tihnă absolut deloc ei, nu aveau timp de ei, totul era în folosul public, dar așa își creșteau și copiii, adică îi învățau de mici să facă bine în jur. Și prindea asta, adică chiar asta făceau, nu se dădeau în dărât de la nimic. Iona, ai reușit o carte admirabilă, care, dincolo de reușita estetică și, îmi vine să spun așa, constructivă, este o reușită morală, pentru că se desprinde un anumit portret al caracterului moral românesc în secolul al XIX-lea. Un lucru de care avem nevoie, fie pentru că exclamăm adesea, ce țară e asta, da, domne, fie pentru că ne lovim de dificultatea de a face ceva. Ori a avea un exemplu bun în trecut, clar conturat, așa cum reiese din cartea ta, și care nu este propagandă, nu este minciună, asta te ajută atunci când ești jos. Pentru că pomenești de asta, am să-ți spun cum am scris această carte. Te rog. Din pură curiozitate. Pe mine m-a interesat ce s-a întâmplat acolo. N-am avut cea mai mică idee preconcepută, cum n-am avut nici la cea cu Bucureștiul interbelic, însă acesta era un subiect mai apropiat. Dar asta nu era un subiect care se discute prea mult, secolul XIX, când am început eu cartea, și m-a interesat, eram foarte curioasă ce se întâmplă. Citind toate documentele astea intime de care spuneam, am consemnat ca un scrib, ca un martor, ca un martor ocular al acelui secol, am consemnat aceste lucruri. Deci, nu m-a interesat absolut nimic, niciun fel de idee pe care să o demonstrez în carte, n-am încercat să demonstrez nimic, n-am vrut să demonstrez nimic. Dacă
se demonstrează ceva, ea e o demonstrație implicită, adică vine de la sine, nu pentru că am pus-o eu. Și când am scris cartea, în momentul în care scriam în alte articole 1900, nu știu cât, constatam că automat scriam 1800, adică eram atât de prinsă în acea epocă încât nu mai făceam aproape distinția, m-am situat cu totul acolo și cartea este rezultatul acestei... Empatii profunde. Empatii, da. Da. Cred că empatie e un cuvânt bun. Eu îți mulțumesc, Ioana, pentru a ne fi adus acum, în 2006, în România, un portret moral al unei societăți românești pe care ne putem baza ca să îndrăznim mai mult și să lucrăm, cum ai spus tu foarte bine, spre bine, orientat spre bine. Așa să fie. Mulțumesc. Mulțumesc și eu.